Bună ziua, stimați prieteni! Astăzi la analize economice dorim să discutăm despre comerțul online sau despre plățile online cu card. Voi explica care este diferența. În opinia mea este cea mai mare provocare care există în prezent, nu doar în Republica Moldova, dar pe întreg pământ. Și dacă vom înțelege acest lucru, vom avea de câștigat. Dacă nu, din păcate, vom rămâne la coada proceselor care au loc. Această analiză este un proiect comun dintre IDIS Viitorul și Privesc Eu. De aceea ne puteți urmări fie pe pagina Privesc Eu sau pagina IDIS Viitorul, ori pagina mea ioniță.md. Despre cardurile bancare, tranzacțiile cardurilor bancare, noi am vorbit la cea de-a doua ediție, încă în luna aprilie, de aceea cine dorește poate să găsească această analiză privind cardurile bancare. Astăzi vreau să iau un segment cu mult mai micuț și anume comerțul online cu cardurile bancare. Care este diferența? În Republica Moldova există comerțul online care achitarea se face fie cu cardul bancar, fie se face cu numerar. Din acest motiv, piața online în Republica Moldova, în opinia mea, este cu mult mai mare decât ceea ce voi spune în prezent, dar și așa veți vedea că trecem printr-o creștere spectaculoasă în ultimul timp. Sper că într-un viitor apropiat vom realiza un sondaj economic unde vom putea descrie absolut tot ce se întâmplă pe piața online din Republica Moldova și cum suntem noi în relație cu ceilalți. De ce este interesant acest subiect? Din simplu motiv că în ultimii 12 luni volumul vânzărilor online doar cu plata cardurilor a ajuns la 11 miliarde de lei și aici trebuie să mai adăugăm încă 1 miliard de lei plăți care le fac străinii la comenzile care le iau în Republica Moldova. Deci, în total, rulajul pieței online doar cu cardurile bancare a ajuns la 12 miliarde de lei. Al doilea lucru extrem de important este piața care are cea mai dinamică creștere. Imaginați-vă, creșterea anuală este de 50%. Deci, mai puțin de 2 ani de zile, volumul vânzărilor online cu cardurile practic se dublează. Am avut o creștere spectaculoasă anul trecut, avem și în acest an și dacă vom merge așa, noi ușor trecem anul acesta de 15 miliarde de lei, iar la anul 20 de miliarde de lei deja ni se va părea o glumă. Deci este o piață pur și simplu inimaginabilă, care dezvoltă cu un ritm enorm. Din acest motiv, să ignori această piață ar fi o problemă. Apropo, piața online în Republica Moldova, cetățenii Republicii Moldova, până în anul 2020, cele mai mari tranzacții online le făceau peste hotare. Deci tot ce procurau moldovenii, procurau peste hotare. În interiorul țărilor, practic, nu făceau comerț. Nu făceau achiziție. Doar în anul 2020 situația s-a inversat, iar în prezent, 55% din toate plățile, din toate tranzacțiile moldovene erau loc în interiorul țării, 45% în exteriorul țării. De fapt, piața online crește în ultimul timp, în special datorită din interiorul țării. În prezent, în interiorul țării, moldovenii cheltuie 6,1 miliarde de lei, peste cotare 4,8 și aceasta pentru ultimii 12 luni. Până la sfârșitul anului, cifra aceasta va mai crește încă substanțial. Din toate plățile care le fac moldovenii cu cardurile, în prezent 13% sunt plățile online. Acum câțiva ani de zile în urmă, în 2016, erau doar 6%. Deci, practic, avem o dublare a ponderii pieței. De ce tema aceasta este interesantă? În opinia mea profundă, și lucrul acesta cred că îl voi demonstra cu lux de amănunte, Republica Moldova trebuie să încurajeze în prezent comerțul online sau consumul online în favoarea celui offline. Și voi lămuri din ce cauză. În pandemie s-a accelerat un proces de reformatare a comerțului global. Nu voi fi eu cel care vă descoperă acest lucru. Știți foarte bine, companiile care cel mai puternic s-au dezvoltat în pandemie, care pur și simplu au avut niște profituri inimaginabile, au fost companiile specializate pe comerț online. De fapt, economia globală în prezent este pe niște transformări majore și situația pentru noi nu ne ocolește. Deci autoritățile noastre, dar nu doar autoritățile, toată lumea trebuie să înțeleagă un lucru foarte simplu. În ziua de astăzi, competiția deja nu mai este una locală, este una globală. Cetățeanul Republicii Moldova, când se așează la calculator, el deja nu mai contează de unde procură marfa. O ia din Republica Moldova sau o ia de peste hotare. Din acest motiv, noi suntem într-o competiție, nu agenții economici din Republica Moldova cu alți agenții economici din Republica Moldova. Noi suntem pur și simplu într-o competiție globală. Lucrul acesta, dacă n-l înțelegem, noi riscăm
că aceste modificări enorme care au loc în prezent pe glob pământesc, cumva noi se pierdem competiția și Republica Moldova, să ajungem la cei cetățenii Republicii Moldova își satisfac necesitățile de consum nu în țară de pisticotare, nu, și nici nu atâta. Nu se satisfac cu companii care se află în Republica Moldova, dar companii care sunt pisticotare. Deci autoritățile țării noastre trebuie să răspundă la o întrebare clară. Ce consumă cetățenii noștri pe online? Care sunt produsele pe care le procură ei? Și să vedem în ce măsură putem încuraja ca aceste consum să aibă loc în interiorul Republicii Moldova. Aceasta este primul aspect. Al doilea aspect despre care voi vorbi astăzi doar în parțial este legat de faptul comenzile care fac străini în Republica Moldova. Dacă ne uităm atent în 2016, de ce iau 2016, este primul an când Banca Națională Comabilitate a început să ne ofere nouă datele legate de comerț online. De ce n-au dat până atunci? Din simplu motiv că piața online practic nu exista. Atunci străinii au făcut achiziții în online în Republica Moldova de 1 miliard de lei, iar moldovenii de doar 800 de milioane. Deci străinii au procurat mai mult decât moldovenii. În prezent, consumul cetățenilor noștri s-ar ridica până la 6 miliarde de lei, iar a străinilor a rămas tot 1 miliard de lei. Trebuie să ne punem întrebarea cum putem încuraja, cum putem să fim în competiția aceasta pe două dimensiuni. Să încurajăm străinii să procure din Republica Moldova și, doi, să încurajăm cetățenii noștri să procure din Republica Moldova, dar să nu facă achiziții pisticotare. Dar înainte de a trece la detalii, câteva cifre, știți că eu fără cifre nu pot. Dacă vă uitați atent, rulajul cardurilor bancare în Republica Moldova în prezență apropie de 96 de miliarde de lei în timp de o an de zile. Deci este o creștere fără precedent în acest an. Dacă observați atent, în jumătate de an, creșterea este de 12 miliarde de lei, dublu decât a fost anul trecut. Anul trecut a fost un an de pandemie și am avut o creștere foarte modestă, mai mică decât în ultimii 5 ani de zile. Și noi în jumătate de an am atins practic bani deja sunt primiți pe carduri. Dacă ne uităm atent cum a crescut piața cardurilor bancare în Republica Moldova, veți vedea. Deci aici când aveți fluxul acesta de 95 de miliarde de lei, noi 96 de miliarde de lei, noi avem 86 de miliarde de lei cardurile bancare emise de către Republica Moldova și 10 miliarde de lei cardurile bancare emise în străinătate care acționează în Republica Moldova. La cardurile bancare emise în străinătate trebuie să facem o mică remarcă. Conform unei cercetări IDIS, noi am demonstrat că 20% din acești bani de fapt nu sunt cheltuiți de străini, dar sunt cheltuiți toți cetățenii noștri care dețin un card bancar străin pe care le-au dat rudele lor și ei îl cheltuiesc în Republica Moldova. Deci ei la cei 86 de miliarde de lei care sunt emise de decât carduri bancare moldovenești, mai adăugați 2 miliarde de lei carduri străine care sunt cheltuiți tot de către moldoveni. Dacă nu uităm atent cum a crescut piața, vom observa un singur lucru. În acest an, cardurile bancare emise în Republica Moldova au înregistrat în jumătate de an o creștere de 10 miliarde de lei comparativ cu anul trecut. Această creștere jumătate este determinată de tranzacțiile cu cardul și jumătate de scoaterea de numerar. Vreau să spun aici că numerarul sau retragerea de numerar din card încet încet trece în istorie. Deja noi 31% din toți banii pe care îi primim pe card nu îi mai retragem, dar mergem cu ei și achităm fie la magazin, fie online. Dacă ne uităm atent, în anul acesta, cetățenii Republicii Moldova, deja în ultimele 12 luni, până la această dată, au cheltuit aproape 27 de miliarde de lei plătind cu cardul. Deci imaginați cetățenii noștri, consumul lor de 27 de miliarde de lei, ceea ce este substanțial. Asta reprezintă 20% aproape din toate cheltuielile cetățenilor noștri, le fac cardul bancar. Lucru inimaginabil 10 ani urmă. Din acești bani, 20 de miliarde de lei au fost cheltuiți în țară, 6 miliarde jumătate de lei pe psihotare. De fapt, dacă vă uitați atent, până în 2016, moldovenii noștri cheltuiau în țară cam atâta ca și pe psihotare. 3,3 miliarde de lei în țară și 3,3 miliarde pe psihotare. Și în doar 4 ani și jumătate,
Cheltuielile psihotare au crescut doar de două ori, de la 3 miliarde și 300 la 6 miliarde jumătate. În ceea ce privește cheltuielile în țară, pur și simplu cresc exponențial de la 3 miliarde la 20 de miliarde, o creștere de aproape 7 ori. Dar asta a fost o analiză generală. Haideți să ne întoarcem la comerțul nostru online. Comerțul online în Republica Moldova este, de fapt, cetățenii noștri cheltuie online pe două dimensiuni. Prima, ei cheltuie în țară și doi, cheltuie peste hotară. Dacă ne uităm atent până în anul, în graficul care îl avem noi, în prezent, cetățenii noștri în ultimii 12 luni au cheltuit 11 miliarde de lei pe comerț online, dintre care 6,1 miliarde de lei în țară, 4,8 miliarde de lei peste hotare. Lucrul acesta s-a schimbat destul de puternic în anul 2020. Până în anul 2019, la noi domina comerț, plățile peste hotare. De fapt, piața online în Republica Moldova se menținea pe plățile efectuate peste hotare. În acest an, dacă ne uităm atent, noi deja comerțul nostru în interiorul țării a cunoscut o creștere cu mult mai spectaculoasă decât în exterior. Însă vreau să spun aici un element extrem de important. Din, n-aș vrea să spun că din nefericire, piața crește foarte rapid, dar autoritățile noastre trebuie să aibă grijă ca comerțul online din interiorul țării să corespundă structurii consumului populației, deci să asigurăm, deci tot ce trebuie să facă autoritățile noastre, să asigure ca cetățeanul nostru atunci când intră în internet să fac toate achizițiile online. Cifra este cu mult mai tristă dacă ne uităm în detalii. Uitați-vă care de fapt sunt detaliile. Cetățenii noștri cheltuie banii în principiu pentru trei dimensiuni. Prima dimensiune, fac cheltuieli, procură bunuri și servicii peste hotare, asta este una, îl vedem foarte clar, avem 4,8 miliarde de lei. A doilea, procură bunuri și servicii în interiorul țării și trei, internet banking. Când spunem de internet banking, noi avem în vedere următorul lucru. Mi-achit facturile, mi-achit impozitele, mi-achit plățile, plățile comunale, deci tot ce avem noi, tot ce facem noi cu aplicația mobilă și dacă vă uitați atent, creșterea din ultimii 2 ani de zile se datorează nu atâta procurării de bunuri și servicii în țară, cât de acest internet banking, ceea ce este foarte bine. Deci nu trebuie cetățenii noștri să stai în rând, nu trebuie cetățenii să meargă undeva, dar să nu ne îmbătăm cu apă rece. Deci atunci când vedem că avem comerț online de 11 miliarde de lei, nu că din nefericire, dar să fim foarte prudenți că el de fapt nu crește din contul vânzărilor de bunuri și servicii. El crește din contul internet bankelor. Cetățenii noștri au înțeles că cel mai bine să achizi facturile pe internet și uitați, în 2019 au fost 2,2 miliarde de lei plățile facturilor pe internet. Anul acesta deja avem 4,4 miliarde de lei, o creștere de două ori. Până la sfârșitul anului cred că ne apropiem așa destul de relaxat de 6 miliarde de lei. Cât privește procurarea de bunuri, observați, creșterea este cu mult mai modestă. Da, am avut 1 miliard de lei, acum avem 1,7 miliarde de lei. Dacă comparăm cu procurările de bunuri din țară cu cele de peste hotare, atunci vedem că în interiorul țării noi pur și simplu pierdem competiția. Cetățenii noștri din 4 lei care cheltuie pentru procurarea de bunuri, 3 sunt procurate peste hotare și doar 1 din țară. Ceea ce ne îndulcește puțin situația este că totuși plățile online în Moldova încă nu sunt foarte răspândite, foarte mult este comerțul cu numerar, care de multe ori nici nu este comerțul legal în sensul că cu plata tuturor, este comerțul, să zicem așa, din umbră, economia tenebră, care nu are relație cu bugetul, ca să nu folosesc epitete mai grave. Din acest motiv, pentru autoritățile statului, cel mai important lucru este să dezvoltăm comerțul online din două motive, de a câștiga competiția cu comerțul de peste hotare și doi, de a câștiga competiția cu comerțul în numerar, care de cel mai multe ori este fără plata impozitelor. Dacă vrea ca statul nostru să primească impozite, dacă vrea ca economia noastră să se dezvolte, atunci să asigurăm că noi să avem nu 1,7 miliarde de lei procurări de bunuri interiorul țării, dar să avem din toate câte le avem noi în țară, dar să avem cel puțin de 10 ori mai mult. Deci tot ce trebuie să facem noi, să vedem care sunt măsurile de întreprins pentru ca cetățenii noștri, 1, să facă procurări în țară și 2, să le facă cu plățile online și nu în numerar. Care ar fi recomandările care trebuie să le dau? Sunt 3 recomandări din discuțiile care le-am avut cu agenții economice. Din ceea ce am discutat cu cei care operează deja pe piața plăților online mai mult de 10 ani de zile, sunt
trei elemente importante care sper foarte mult că autoritățile noastre vor ține cont de ei atunci când vorbim de dezvoltarea unei economii care este într-o competiție globală. Noi nu vorbim de economii din Republica Moldova, noi vorbim de economii care este în competiția globală. Primul lucru este, trebuie să definim foarte clar politica cursului valutar în tranzacțiile cu cardul. Ce avem în vedere? Atunci când un străin face o rezervare la hotel sau atunci când un străin vrea să cumpere anumite bunuri din Republica Moldova, avem cursul valutar care deseori este în defavoarea agentului economic și în acest motiv agenții economici sunt descurajați să facă tranzacții cu străinii prin utilizarea cardurilor bancare. Ependimentul numărul 1 este cursul valutar, lucru care trebuie rezolvat și lucru care trebuie îmbunătățit. Sper foarte mult că Banca Națională va găsi o soluție împreună cu băncile comerciale, împreună cu agenții economici, astfel ca nu cumva datorită acest impediment minor după mine, noi să pierdem competiția în ceea ce înseamnă atragerea clienților străini. Încă o dată repet, din nefericire pentru noi, în ultimii 5 ani de zile avem o stagnare. A fost 1 miliard de lei, a rămas 1 miliard de lei. Al doilea lucru, Banca Națională împreună cu Inspectoratul Fiscal trebuie să creeze un grup de lucru, să invite și agenții economici, experți, pentru a vedea care sunt impedimentele, ceea ce face ca Inspectoratul Fiscal să aibă dubii asupra tranzacțiilor online. Ori Inspectoratul Fiscal de multe ori nu vrea să recunoască aceste tranzacții online, el are suspiciuni asupra acestor tranzacții online, vorbim în special de hoteluri, rezervări hoteluri, din acest motiv bănuiesc că există anumite probleme. Trebuie să recunosc că nu am investigat în toată profunzimea această problemă, dar tot ceea ce înțeleg eu, dacă în toată lumea comerțul online se dezvoltă, atunci poate să dezvolte și în Republica Moldova. Din acest motiv, guvernul împreună cu Inspectoratul, Banca Națională, Inspectoratul Fiscal, agenții economici, o să vadă care sunt elementele ce duc la suspiciune din partea Inspectoratului Fiscal. Înlăturând aceste elemente, noi vom chiar dezvolta comerțul online. Și ultima, guvernul, Banca Națională, mediul de experți și mediul de afaceri trebuie împreună să vadă cum pot încuraja comerțul online în Republica Moldova. Deci noi trebuie să înlăturăm absolut toate obstacolele în ceea ce înseamnă comerțul online. Vreau aici să dau o definiție foarte clară. În condiția unei competiții globale, când gata să rup frontierele, când comerțul online nu mai este de poziția geografică, orice barieră care este pusă de autorități Republicii Moldova în comerțul online, indiferent de produs, fie servicii, fie anumite bunuri, este de fapt un sprijin pentru competitorii străini în defavoarea companiilor locale. Deci orice barieră care o pune Republica Moldova va duce la ceea comerț online de peste hotare va crește, iar cel din interiorul țării va rămâne foarte mult. Încă o dată vreau să menționez, în interiorul țării comerțul a crescut datorită internet bankerilor sau datorită persoanelor, în special din Chișinău, care își achită facturile utilizând internetul. Procurările de bunuri în interiorul țării, din păcate, sunt încă foarte micuți și sunt incomparabil de mici comparativ cu ceea ce procurăm noi de peste hotare. Din acest motiv, tot ce trebuie să facă autoritățile statului, împreună cu agenții economici, să vadă ce trebuie de întreprins sau ce impedimente trebuie de înlăturat, astfel ca noi să câștigăm această competiție globală și să nu ne pomenim într-o bună zi că tot comerțul online a cetățenilor Republicii Moldova este făcut cu procurarea de bunuri și servicii peste hotarele țării. Asta am vrut astăzi să spun. Cea mai mare provocare care o avem în prezent este comerțul online, care se dezvoltă foarte rapid în întreaga lume. În Republica Moldova el cunoaște niște creșteri fără precedent, 50% anual, deci nu avem nici într-o ramură această creștere, însă această creștere este condiționată în mod special de procurările de peste hotare, de internet banking și mai puțin de creșterea procurărilor de bunuri din interiorul țării. Tot ce trebuie să facem noi, să permitem creșterea bunurilor peste hotare, să dezvoltăm cât mai mult internet banking pentru achitarea tuturor facturilor și nu asta în rând, însă să nu uităm și de vânzarea bunurilor, care este o oportunitate enormă, iar cu cât mai mic este bunurile vândute cu achitarea cardurilor, cu atât este mai mare bunurile vândute în cash, care de cel mai multe ori aduc prejudicii bugetului stat, deoarece nu plătesc impozit. Până aici a fost pentru ziua de astăzi. Sper că data viitoare ne vom auzi cu un alt subiect de interes public pentru noi și încă o dată vreau să repet, ne găsiți fie pe pagina Ides Viitorul, fie privesc eu sau pe pagina mea ionit.md.